Cred că am venit degeaba. De ce? De ce? Nu mai am ce să vă spun. V-am spus atâtea ani de zile, nu... Pregătiți în glume, dar... Și chiar dacă unii îl consideră bătrân, vechi, învechit, demodat, el funcționează după regulile eterne ale umorului. Am aflat că nu mai e voie să faci glume despre nimic, că nu e politically corect. Așa e, așa e. Nu poți să mai zici femeie urâtă, femeie proastă, femeie grasă, femeie slabă. Deci trebuie să facem mișto ca să mai existe glume de femeile perfecte. Uite. Și ce s-au gândit femeile perfecte? Băi, decât să facă ăștia glume despre noi, mai bine ne îngrășăm și nu mai face nimeni glume despre grase. Că n-am cum să fac glume despre grase. Ce să zic, o femeie era atât de perfectă încât nu putea să intre pe ușă? Nu, n-am cum. Despre ce să fac eu mișto? N-am de cine să mă leg de povești, nici atât. Albă ca zăpadă și cei șapte cum? Pitit? N-ai voie să zici pitit. Și cei șapte normali. Cei șapte băieți cu o înălțime mai mică decât a mea. Da. Ce-am zis? Albă ca ce? Ca zăpadă? Albă? Să supără. Nici neagră ca noaptea, nici albă ca zăpadă. Gri ca asfaltul, așa vom numi. Albă ca zăpada galbenă. Nu galben. Mai... Serios, nu mai știu despre cine... Toți sunt minorități, toți au drepturi, toți mi-au amendă dacă mai au de oricine. Numărul 1. Îl urmăresc de acum 30 de ani, de la vacanța mare. M-am întrebat de nenumărate ori de unde vin chestiile astea în relație cu înșelatul. Ce e înșelatul? E o boală care se transmite din tată în mamă, din mamă în vecin? Nu! E specific zonei de unde suntem fiecare. Oltencele înșeală oltenește, moldovencele înșeală în toate fel, în moldovenește, ardelencele înșeală ungurește. Cum ar suna un cântec despre înșelat în zona Ardealului, în Maramureș acolo? Yeah. Așa sună. Maramureș, plai cu flori, măi, dorule, măi. Mândră vine acasă în zorii, măi, dorule, măi. Dar nu vine singurică, măi, dorule, măi. Ci cu șogorul romică, măi, dorule, măi. Auzi, vă, muierea mea, luată cu acte și cu popă, la trei dimineața vine cu altul de mână. Păi eu nu suport așa ceva. Tu, Mărie! Ai, Ania, ce m-am speriat, am crezut că e miliția. Tu prostă. A, nu, tu perfectă. Ia să-mi răspunzi la trei întrebări. 1. De unde vii la ora asta? 2. Care e capitala Japoniei? Și 3. Cine e ăla de te mamelește? Oprește-te, bă, cât vorbesc cu ea. A, păi, Ianie, 1. De unde vin la ora asta? Smiley. 2. New York. Și 3. Romica. Tu, muiere, New York nu e capitală. Tokyo e capitală, să vezi ce te Tokyo acasă. Că-i un miscui de moroșan, măi, dorule, măi. Bat la mândra câte un an, măi, dorule, măi. Și la șogor câte o lună, măi, dorule, măi. Pe ea mâna să n-o pună, măi, dorule, măi. Să intri după Radu Pietreanu e ca și cum ești bicicampion la ruleta rusească. Umor, salut! Salut! Hello! Salut! Salut și ție, Nathan Ticu, bine ai venit la noi. Salut și ție, bine ai revenit. Bine, te-am găsit aici. Că știu că am mai fost. Aș vrea să încep cu o chestie. În urmă cu 2 zile am avut o dispută cu soția mea pentru că eram la mall și ne pregăteam să plecăm acasă, am coborât să luăm mașina din parcare. Doar că i-a pierdut etichetul de parcare și i-am spus, bă, femeie, ești nebun, ai pierdut 1 milion. Cât de costă la de parcare? 1 milion? Proastă alegere pentru că m-a contrat imediat. Mi-a zis, băi, eu am pierdut 1 milion, ești prost la cap, tu ai pierdut 2 finale, ai umor. O finală Stand-Up Revolution. Ai pierdut 60.000 de euro, ești nebun? Asta înseamnă 2940 de tichete de parcare, ești prost la cap. Mai am de pierdut 2939 de tichete de parcare, doar că să te ajung, taci, dracu. Asta m-a enervat. Da, de curând am fost nervos din altă chestie, pentru că mi-am dat seama că stau într-un bloc care stă foarte prost din punct de vedere culinar. Vă spun de ce. Pentru că la mine pe scara blocului, în fiecare sâmbătă, negreșit, la fiecare etaj, miroase a ostropel pe scara blocului. That's nice! Nu știu cum miroase ostropel. Trească ostropelul! Foarte drăguț! Marți e o zi specială de făcut ostropel. E o zi banală, e mâncare banală, fă-o marți. Bă, da,
O stropel sâmbătă? Mă, fă ceva care să conteze, fă ceva important, dă-ți puțin silința în bucătărie, nu știu, fă tibon, fă sushi. Dar faci o stropel? Mă, ce e așa special la o stropel, mă, că e puțină apă, puțin bulion, puțin usturoi, gata. Arată cum sună, o stropel. Dacă nu ești atent că mănânci o stropel, ai băgat în carne furculița, ți-a scăpat pe lângă, ai dat cu ea în farfurie, ești plin de o stropel pe piept. Ăsta e o stropelul. Și mă enervează când simt miros, dar n-am ce să fac, că nevastă e praf la făcut de mâncare. Maxim o stropel, ce știe să facă, vă jur, altceva nu știe. E așa de praf la făcut de mâncare, vă jur, ia de câte ori în bucătărie, se aude din bucătărie, bună seara, dragii mei. Și bine ați venit în bucătăria Jamilei. Vă jur. Eu când fac dragoste cu ea, ui cine, numai eu spun Jamila, că nu mai știu cine spun. Bă, dar ce bună e Jamilo! Deci cine dracu e Jamila? Zic, femeia care mă hrănește, cine dracu să fie Jamila? Deci bă, tu mă înșel, n-am înșelat-o nici măcar o dată, pentru că eu cumva sunt recunoscător, suntem de 16 ani împreună, nici măcar o dată. Mulțumesc, sunt recunoscător pentru că mi-a dorit un copil. Ea zice asta, ți-am dorit un copil. Care, doamnelor, vorba asta când vine de la femei la bărbați, ți-am dorit un copil, e foarte adevărată pentru că exprimă exact ce se întâmplă. E exact cum fac femeile cadou. Iau bani de la noi, îi țin o perioadă, uităm de ei, cadou! Dar, frate, dacă vrei să-mi faci o surpriză, cu altcineva, să nu știu. Și asta e o surpriză. Și a făcut un copil cu tine. Exact, ți-am dorit un copil. De unde? De la altcineva. Ei, ce surpriză plăcută, deci nici nu mă așteptam. Da, a venit și n-a fost o surpriză pentru că știam de el. Acum e destul de mare, are vreo 8 ani. Apropo, dacă mai țineți minte, stă în ultima bancă pentru că e înalt băiatul. De-aia stă în ultima bancă. Dar eram foarte panicat când a venit pe lume. Acum, când eram mic, vă dați seama că era o chestie nouă care a venit peste noi în casă, din care ieșeau lichide de pe peste tot. Nu vorbea, era greu, eram panicat, eram tineri, era normal că era prima experiență. Mă, se punea oglind sub nas să vadă dacă nu cumva moare în somn, cam asta era. Dar vă spun sincer, panica mare s-a întâmplat la mine, nu la ea. Vă spun de ce, copilul avea ceva vreo 15 zile, era nou născut. Și vreo 5 seri la rând s-a întâmplat o chestie ciudată, dubioasă cu copilul. Pentru mine dosarele X, că n-am și unde să o apuc. Vă spun ce s-a întâmplat. Copilul în fiecare seară se trezea ud în zona asta, aici, la coastă, bă, nu aici, sau aici, unde aveam explicații, știam ce se întâmplă. Nu, aici. Ca să vă dați seama cât de prost eram și panicat, eu eram absolut convins că este apă din copil. Eu altă variantă n-aveam. Bună seara, bună ziua, bună dimineață, bună după scaun, bună după piatră. Numai bună să fie, am Fred Flintstone și o să ne spargem burțile împreună. Ia, bă, da, bă, du! Ce ne spargem? Am avut o discuție cu Wilma foarte aprinsă, mai aprinsă ca focul și mai urâtă ca doi canibali cu diaree, făcând 69. Că de ce vin eu la umor? Că cine își mai aduce aminte de noi? Vă mai aduceți aminte de Fred și Barney, de familia Flintstone? Of course, of course! Ia, bă, da, bă, du! Am vorbit cu Barney zilele astea, i-am spus, mă, am să merg la o emisiune de umor. Chiar dacă am îmbătrânit, încă sunt puternic, încă am piatră și încă sunt bazat pe cravată. Asta ultima eu cu Barney o găsim foarte amuzantă. Dumneavoastră v-ați întrebat vreodată ce este o cu cravată? Ce e din lumea modernă? Pe lângă cacafonie. Acum și femeile poartă cravată. Lumea umbră ștrangulată. O p*** cu cravată, doamnelor și domnilor, domnilor și doamnelor, în ciuda timpurilor, este, a fost și va rămâne reprezentantul p***or. Bună seara, bine v-am găsit. Eu, ca și logo-ul vieții mele, așa, nu este o înjurătură, este literar vorbind o expresie metaforică. Lucrez într-un domeniu, după cum vedeți, foarte interesant, ca să o spun mai elegant. În humări de sumări. Eu am studiat și m-am pregătit pentru a fi laborant de medicină legală sau anatomie patologică. Pe scurt, ai mort. Disecții.
tai morți de... Disex. Bun. Păi am vrut să zic că în domeniul ăsta toată lumea e, vai, și colegii voștri și bucureșteni în general, n-am nimic cu voi, dar bă, li-e frică la fetea ce de mort. Vai, sicriu, vai, cum poți face așa ceva? Dom'le, mort! La Cluj am prieteni, ea ca Delia, Nealco și faine, Dumnezeu adevărat. Ce-i Nealco? Sexy, de, faine, Nealco, joca tine. Așa e, unghii, tăi ce vrei, Sergiu, merg la mort, când mă iei cu tine? Nu, bă, le-ați femei, mă, nu că... Ai pasiunea, frate. Da, bă, ai nevastă. Ai nevastă pentru mine. Da, bă, ei, vii, ce faci de seară? Vii cu mine la un mort. Până la moarte, alături de tine. Exact. Te-ai scolat un formol. Exact, și-am avut la un date, deci m-am dus să vezi ce, să vezi ce la Cluj ia ce expresie, să vezi ce curvonce sunele, curvonce. Curvonce nu înseamnă, ce credeți voi, expresia curvonce înseamnă o femeie, bă, care pătreabă ei, știe ce vrea, știe ce face o zi. Și, bă, mă duc la date cu ea, vrei să vii că, dar vezi că-s cu o mașină, e vreo 100.000 de euro. Bă, nimic, nu zice nimic, pana mea, merem la date că vie, dar ce e asta? Nu, no, nu contează că e drig, e morț. I-am menționat că e gol. Am menționat că e gol. Și mă ia că, vai, păi, dar cum să umblu cu asta? Păi ce vrei, să mă duc cu Loganul? Cu Dacia? Să bucure că am mașină. Da, mă, corect? Bravo, păi da. S-a dus cu mașină în 2022, 23, nu m-am dus cu un drig din 1908. Da, plus că n-ai ocazia să te plimbi cu un drig cât ești în viață. Păi trebuie să fii, bă, băiatule, ți-i plătesc. Da, 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 da. Am plecat cu Drigo acum. Bă, întrebare, nu pot să mă abțin. V-ați mașină? Da. Ești vagabond. A fost și mortul de față sau era? Bă, nu a fost de față, dar era cât paci, doar că l-am livrat înainte. Respect, continuăm. Așa. Apoi, deci lumea, nu-și dă seama, producătorii, voi, bă, cei mai mari actori îți babele la mormântări. Ai, las. Bă, două secunde stă plânge cu mortul acolo, după două secunde să zică, vai, săracu-i, ce faci? Tu și ți s-o măritat, fata? Ai, deca. Bă, băiatule, păi mă duc la mormântare, plâng, jelesc, adică eu trebuie că, vezi, Doamne, când duc mortul acasă, defunctul să fim. Da? Să rămână, îmi pare rău, condoleanțe. Sau am avut caz, că acum vă povestesc chestii reale, că nu am zis că nu o să-mi fac un număr de la de glume și prostii. Da. Povestesc ce-am pățit real. Da, da, da. Bă, mă duc la mormântare, era un bărbat și era divorțat 20 de ani de femeie, sau 20 ceva de ani, și femeia s-a ocupat ea să-l îngroape, că dietul nu a avut păine. Vie femeia lângă scriu, noi, eu l-am aranjat, nu știu ce. Haide, pana mea. Uite tu cum arată. Puh! Ăsta n-a fost așa frumos de când a fost cu mine însurat. No. Și astea sunt femeile voastre, bă. Adică noi jelim bărbații. Murim, plângem după femeie și nevasta ce zice către doară. Nu murim. Deja m-am speriat. A, eu nu. Sergiu Gliga se înscrie în acea categorie de concurenți care unora li se poate părea îngrozitoare. Omul vine cu sinceritate, relaxare și ne spune că el n-are nicio treabă cu mulți, că face, că drege, că nu știu ce. Dacă a fost adevărat, gândiți ce vreți. Dacă a fost fabulație, aplaudați-l. Omul are curaj. Avem 62 variante. Sau este foarte curajos și amuzant, sau este nebun. Dar nu este problema noastră. Dar ce trebuie să le faci? Adică cum îi pregătești exact? Deci eu... Delia, make-up, să ne înțelegi. Ești tu, îți fac make-up, Dumnezeu adevărat. Mie îmi place și e o chestie interesantă. Nu știu face make-up la o fată, la un om viu. Păi să mișcă, nu ești o mișcă. E greu. Jur. Corect. Eyeliner, concealer, corector, tăche, ți le pun. Ce fac brici, că am poze, numai nu pot să arăt la televizor, dar dacă vrei după ți arăt, îți garantez că o să crezi că e vie. I-am zis la cunoștință, zis, vai, oare pe... Mama, poți să o faci să fie frumoasă, că nu cred că îmi deschizi scriu, că nu am modificări prostii de astea. Uite-te la mie. Așa am zis, uite la mie. Ți-o pun pe mâna, după ce o fac eu, o machiez, o aranjez, făcând impecabil, corector, bază, tot ce vrei. O măriți. Ți-o pun, deci o pun la nuntă, la masă sau la un botez, lumea crede că e mortă de bată. Nu de mortă pe bune. Doamne, ferește. Uite, de exemplu de tine, Delia. La tine m-am gândit când mă... Peste 5 ani, de-amă, hai să nu ziceți că-s de ăla și că-s creepy. Să-i faci un preț bun, adică... Hai de viața voastră. Bună seara! Hai să încercăm să nu ne comportăm ca niște animale ce suntem. Dar tu? Ce faci, Bună Iulia? Seara. Da. Bună seara! Numele meu este Iulia Clisu. Wow!
Și... Cum te cheamă? Iulia Clisu. Ok. De la Clisură. Momentul Iulia Clisu. Vine o domnișoară, prezentabilă. A venit femeia fatală. Frumoasă, pieptoasă, zvâcoasă. Zâmbea. Nu mai țin minte numărul, pentru că în jurul meu plutea o tensiune. Nu înțeleg exact de ce. Avea o voce frumoasă, avea o prezență scenică, îmbrăcată în alb. Bă, țiplă, ce să mai... Bordea, pune mâna pe ea dacă e cazul. Eu am fost singurul care m-a uitat în ochii. Și las, erau pe... pe farul. Chiar și Delia erau. Mamă, mamă, de vise. Hai să te simțim bine. Să rămână, domnișoară. Haideți să fim politicoși. Bună seara. Care-i numele tău? Iulia Clisu. Și, deși nu pare, sunt un AI, adică inteligență artificială. Până la finalul numărului, vă veți da seama că sunt inteligentă, iar artificială v-ați prins deja. Eu mă uitam în ochii ei ca să nu mă fure altceva. Înțelegi? Vreau să văd cât rezist mă uit în ochii ei, cât pot să... Vreo 13 secunde în continuu. Ai rezistat. Bă, la femei sexy așa, știi cum la, când ți-e somn și îți pică ochii în gură? Așa e și aici. Eu încercam să mă uit în ochii, dar îmi pică ochii în gură. Glumesc, nu. AI vine, de fapt, de la agent imobiliar. În meseria mea am descoperit foarte multe lucruri pe care astăzi doresc să le împărtășesc cu voi. Cum ar fi, de ce bucureștenii toți doresc să locuiască într-un complex rezidențial de lux? De ce? Pentru că asta îi reprezintă pe ei, o viață de lux, după ce și-au un credit pe 30 de ani. Așa e. Așa este. Amin. Vedeam că o viață plină de complexe. Și totuși, penthouse-urile sunt mult mai dorite decât vilele, deși sunt mai scumpe. Dintr-un motiv total evident, când stai la vilă, nu te vei afla niciodată în lift cu vecinii, ca ei să se simtă niște săraci, iar tu să locuiești la înălțime. Bă, se uită la tine. Are dreptate, mă. Are dreptate. Are dreptate, așa e. Eu n-am lift la casă, deci... Bună asta! Uite-te la Bordea, băi, e terminat! Pune pe cineva să zică despre ce a vorbit doamna Clisu. O pe oricine. Nimeni n-a reținut nimic. Știi, noi Men in Black, când îți facă ea piung? Și după aia uiți tot? Toată lumea era așa. Că cred că explodează rochea. Fii atent, deschide fermoarul, Nimeni și era dadă și bă, de și toți erau, explodează fermoarul. Și dacă asta vi se pare surprinzător, ascultați următoarea întâmplare. Yeah. Într-o zi mă sună o doamnă pentru un complex rezidențial de 150 de vile. Dumnezeu mi-a spus că o dorește pe cea dintre ele care este cea mai apropiată de metrou. Eu am încercat să explic că dezvoltatorul nu a avut un sac cu 150 de vile, s-a urcat într-un elicopter, a zburat deasupra orașului și cum vedea un loc liber, mai arunca o casă. Nu, în niciun caz. Ele sunt exact una lângă cealaltă. Dumnezeu a insistat, așa că am primit-o la vizionare. A venit, i-am arătat casa de la marginea cartierului. Distanța până la metrou era de 14 km, acel complex se află în tunare. Acolo nu avem metrou, nici măcar CFR nu este, dar ce-i drept era cea mai aproape. Surprinzător este faptul că dumneai a fost mulțumită. Așa că, cum am putut avea grijă de cererea dumneai, astăzi am venit să am grijă și de voi, stimați jurați. Yeah. Și vă voi spune ce cred eu că vi se potrivește. Te rog, eu apreciez. Să începem. Bordea. Te rog. Știi ce ți-aș arăta eu ție? Ce? Eu știu ce vreau tu să-ți arăt, dar aici vorbesc strict de imobiliare. Pe tine te văd într-un apartament, la parterul unui bloc, cu o curte, unde vei pune o masă, niște scaune, un foișor, ceva de genul cârciuma cartierului, dar în care vei doar tu. Fata mea, acolo stau eu. Eu am apartament la parter cu curte cu... Exact, la fel. Păi îl dau lui Bordea, mă, atunci. Păi eu m-am mutat în apartamentul greșit.
Și vei avea un halat albastru. Cumpăr! O șapcă de aia de golan. Așa? Acum! Veți bea vodka și o să jucați șah sau table. Șah, table. Table sau șah, da, vreau. Iar acelei grădini tu îi vei face o poartă. Iar lângă poartă vei pune o bancă. Pentru că știi, tu arăți așa a băiatul ăla cool de oraș, dar în același timp arăți și ca bătrânul care stă la poartă să se uite după nepoți. Nepoții altora. Am vrut să zic, da. Nathan Ticu, sunt deschis la orice. Da? Sincer, pe tine te văd într-un complex rezidențial low-cost. Cât mai low-cost, ceva prin militari. Tine și unul pentru stau militari. Nici măcar nu este nevoie. Acolo îți permis chiar două apartamente. Unul pentru tine și unul pentru Lizzie. Și nici măcar nu este nevoie să țipați. Acolo puteți să vorbiți în șoaptă, pentru că pereții sunt doar ca să nu vezi ce se întâmplă în apartamentul celălalt. Și bine că nu vezi, pentru că, fiind pereții atât de subțiri, toți vecinii sunt ca o mare familie. Iar unii sunt mai familiari, poate, cu soția ta decât tine. Pentru că, știi, ei stau perete în perete, dar și cu ușă între. Dar nu, 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 nu. Tu vei lua trei apartamente pe verticală și vei pune scară interioară. Dar la cât de mult bei tu, mult că nu duci, la cât de des bei tu... Mai bine îți pui un scripete cu o șa, astfel încât în momentul în care ești beat, te-ai pus pe șa, ai dat din mâini până la etajul dorit, da? Și cu ocazia asta te și culci fericit că ai călărit și tu ceva. Te cumpăr. Păi ăsta era textul pentru mine, cred că. Da, nu m-am regăsit, eu acolo vreau să stau. Vezi că ai greșit, era invers. Eu sunt bătrânul care stă la poartă. Da, și eu sunt... Da. Eu v-am oferit un context să legați mai bine prietenia. Ne legăm toți trei dacă e nevoie și o legăm și pe Lizzie de poartă. Bravo. Continuați. Da, Delia. Delia este o zeiță. Ea locuiește doar la înălțime, undeva în cer. Ca o punte de sticlă între două clădiri foarte înalte. Acolo să fie penthouse-ul ei. Are deja. Pe pod, adică pe un pod. Să aibă senzația că levitează. Și totuși, dacă ai locui în acel penthouse, ar fi superb, deoarece oamenii s-ar aduna jos ca la concert. Dar nu ca să te audă cântând, ci ca la Gigi Becali. Poate cad niște firmituri, exact. În schimb, puntea de jos să fie complet opacă. Ei nu au voie să o vadă, nici nu trebuie să o vadă pe Delia. Ei trebuie să creadă în Delia. Crede și nu cerceta. Amin. Amin. Doamnelor și domnilor, aplauze pentru maestrul Fakir Tessa! Deci nu ceva se întâmplă. Du-te, dar du-te! Mi-e place cum se uită la noi. Mărul din gât. Dacă vă reamintiți, eu mă bucur la genul ăsta de numere. Cum se străpunge ceva, curge sânge, se întâmplă niște chestii admirabile, uit că este emisiune de umor și apreciez momentul de tortură, autoflagelare. Nu cred că stă pe el. Fuck. No! No, No, uite-mă, scară, să urci în pod. Este scara socială.
Bună seara! Salut! Sunt șefa psihiatriei pe țară. Eu stabilesc ce e normal la cap sau nu pe lumea asta. Perfect. Ce e realitatea și ce doar ruperi de realitate, fantasme bolnave. Realitatea e că sub domnia mea, România a devenit, s-a dezvoltat personal chiar, în acest uriaș ambulatoriu psihiatric. Am să propun schimbarea denumirii României cu rău. Mania este mult mai realist. Este contribuția mea. Mulțumesc. În calitatea mea de primă doamnă în psihiatrie, sunt implicit prima doamnă a României. Cine altcineva să dețină putere absolută dacă nu doamna cu coasă, doamna cu seringa și haloperidolul? Seringa am înțeles, restul nu. Ăla e, pare ceva de oameni deștepți. Și în primele secunde zic ok, o să fie un număr așa și așa. Și pe măsură ce ascultam mai atent, îmi dădeam seama că se duce într-o zonă interesantă, cel puțin interesantă. Mă aflu pe scenă ai umor pentru că m-am autosesizat. I-am văzut deja pe această scenă pe 3/4 dintre pacienții noștri. Scăpați cine știe cum de la spitalul nouă. Așa e. Dar de ce ține ăla pe cap? Ăla e un Pikachu, ce e? Un ursuleț? Un ursuleț galben. Sub domnia mea vă asigur faptul că noi, psihiatrii răumaniei, suntem atât de aliniați la standardele europene în domeniul sănătății mentale. La linie, suntem așa subți, am ajuns subți la față așa. Precum sardinele în conservă suntem aliniați. Doar nu degeaba se zice peștele de la cap se împute, când România este acest pește pe harta Europei. Dar mă aflu aici mai cu seamă pentru faptul că a fost adus un atac dur, sub centură aș putea zice, atât la propriu cât și la figurat, de către una dintre pacientele mele căreia nu-i dădeam mari șanse de supraviețuire odată scăpată din mânuțele mele experte. O cheamă Alice Rusiechi. Ce nume imposibil. Se vede numai și din asta cât de nebună este. Este fata cu orgasmul. M-a apucat talent! Ce m-a apucat talent! Ce m-a apucat talent! Spre deosebire de ea și de alte, așa zis, vedete de stand-up comedy, eu am venit cu un număr de sit-down comedy. În prima oară mi s-a părut așa interesant, zic, bă, am ascultat primul minut. Cum vorbea, eu sunt primul psihiatru și cum scapă unii de la spitalul nou și, bă, după care s-a așezat și nu înțelegeam nimic, nimic, n-am înțeles nimic, nimic, nimic. Declar sincer că îmi plac pacienții, de altfel îmi place tot ce zace. Văd în fiecare pacient al meu un zăcământ, corespunde cu firea mea, eu sunt mai vulcanic latentă. Dar și când derup, plouă cu perle. Asta nu vă dă dreptul să dați cu piatra în mine. Nu v-a plăcut Barbie? Care, mă? Ce aveți, doamnă? Orgasm. Are piatra, mă. Are piatra la rinichi. Scuze, nu, tocmai mi-am scos o piatră de la rinichi. Mă, ce drept, mă, Cătălin? Iată încă o dovadă a calității mele de doctor Remeri... Horroris causa. E o piatră în formă de inimă. O inimă neagră, oare de ce? Eu nu sunt o damă de inimă neagră. Eu sunt o damă de diamant. Știu asta sigur de când mi se ghicea în cărți de joc dacă am intrat la medicină sau nu. N-am înțeles de ce a venit să ne chinuie pe noi. Ceea ce a avut cu noi. Cu noi ce a avut. Da, tanti, cu acea dată. Eu eram pregătit. Nu, eu mi-am închis să... mi-am închis ferestrele. Iar? Da. Pe la închis de asta trebuie să închis ferestrele, că altfel te trezești cu țânțari pe creier. Am închis ferestrele și eram așa. Dă-i tatu. E la metrou.
Hei! Hei! E liber? Da! Azi români? Ai apă, te rog. Da. Îmi dai numărul tău? Da. Hei, e Liva? Da. Ai apă? Da. Îmi dai numărul tău? Da. Hei! Hei! E liber? Nu. Ciao! Ichikawa from Japan. Yeah. Woohoo! My performance is fart. Fart? Yes. Fart? Fart? Really? Very disgusting. Oh, yeah. No, we love but, it. We but love... useful. But once it start, you love it. Okay? Okay. Yay! Merci. 3, 2. Wow! Musica! Musica! Eu mă dezbracă instantaneu, uite. Dar toți japonezii se dezbracă pe scenă? Nu cred așa ceva. Ce face, mă? Bă, du-te, bă, de aici. Ce bine că suntem plătiți în momentele astea, știi? Ce? Oh! Nu te bă de aici! Nu te bă! La bă! Oh! Eu chiar mă întrebam când vine omul care face concursuri de flatulențe dintre astea. Chiar așteptam acest moment și eram sigură că o să fie din Japonia. Pentru că doar ei sunt atât de creativi și de inventivi la capitolul ăsta. Băi, băiată, băi! Băi! Balaurul cu trei capete și călăreții apocalipsei.
Băi, nu am văzut în viața mea așa ceva. Eu am crezut că este playback, adică că e o... Jur, nu? Crede-mă. Dar e cum, mă? N-ai cum. Te controlezi să dai aerul în halul ăsta? N-ai cum așa ceva? Amazing! That's all? Ați dat totul? Da. No, we want more. Să n-aprindeți brichete. Next performance, Soap Bubble. Cine? 3, 2, 1, schimbă muzica! Schimbă stilul. Muzica. Dacă face balonaș, eu mor. Du-te, mă, scoate praf. M-am gândit că are un buton și dă balonașe din buton și ies balonașe. Pentru că mi se pare o superputere, adică Fartman, este o superputere, jur. Nu există. Vreau și eu asta acasă. Băi, nu există așa ceva, mă. Bă, și nici n-arăta ca și cum... Nu există o față de bășinos, știi? Poți zici, bă, ia uite ce față de bășinos are ăla, sigur să bășești. Nu, dar ăsta chiar arăta un om serios. Bă, nu te așteptai. Jur, părea, ți-am zis, un contabil de treabă. Brr, 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 brr. Ia stai așa, fii atent. Sparge cea. Deci dacă de spargi geamul, bă, și n-am mor aici. De. Ceva se stropește, ceva se va stropi cu ceva acum. Îl sparge, mă. Deci dacă dai cu țurțuri... Stai, mă, un pic. Next Bahamas. Next Bahamas. Hai, please join me. Yes. No. Okay, no. Anyone. No. Bordea. Okay, no, it's okay. No, 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 no. Da. Okay. Dacă mergem toți, no. Merg și eu. Dar trebuie să mergem toți. Dacă mergem toți, mergeți voi. Da, mă, vin okay. Eu. Okay. Yeah. 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 Bună seara, dragi mei, vă mulțumesc atât pentru aplauze. Aceleași emoții, nimic nu s-a schimbat. Vreau să vă spun câteva lucruri. Nu știu dacă ați observat, dar vine din spate o generație de vloggeri, de youtuberi care sunt dispuși să facă orice pentru content. Bă, dar orice. Nu mai au frica aia de bătaie pe care o aveam noi odată. Știi că era frica aia când zicea cineva că îți dau una? Gata, frate, o că am glumit. N-au chestia asta. Nu, pentru ei bătaie e content. Asta este ziua asta. Eu mă aștept în orice clipă. Bă, în orice clipă să apară un vlog pe YouTube. M-a bătut tata, prank. Îți dispuși să facă orice, mă aștept să fure din magazin. Ce am furat din unboxing? Se face deja. Bă, într-acolo se duce. O să ajungă dracu unii pe la pușcărie, o să fie acolo. Am scăpat să pun un experiment social. Dar nu zic că bă, cumva era mai bine pe vremea noastră, pentru că ei sunt protejați de fenomenul ăsta al bully-ului, e bullying, n-ai voie să mai zici nimica. Noi ne hrăneam de bullying, adică ce am ajuns astăzi este din cauza sau datorită bullying-ului. Mie mi-am aminte că atunci când eram pe la 15-16 ani, cea mai mare bucurie a noastră ca băieți era să ne adunăm așa, în jurul unui pet de bere așa, și la un moment dat să ne luăm de mame. Bă, cu o bucurie în suflet, deci stăteam așa și de nicăieri începea unul, mamă ce aș lua o pămătaia de... Bă, și era bully. Dar râdeau băieții. Râdeau băieții de tine. Du-te, dracu, ce ți-a zis? Și atunci ieșeau cele mai bune glume. Atunci din bullying-ul ăla. Pentru că când se lua de maică, dar trebuia să vii repede cu ceva. Da, și eu ce mi ți-aș lua o pe tanti Carina. Atenție, tanti, că o și respectam. Adică nu ne duceam așa de departe. Să mi ți-o iau pe tanti Carina. Știi bancul Carina? Nu, Carina ar pe măta. Erau băieți, tu te atra! Bă, ce ți-a zis-o, prostule? Și tu trebuia să dai înapoi ca să râdă băieții. Dar cumva era acceptat buliu. Și nu vă gândiți că toate mamele erau tinere și frumoase.
Erau și mame în vârstă, le luam și pe alea, fără o problemă. Că-l vedeai pe ăla care avea o mamă în vârstă, că stătea așa într-un colț și era, bă, dar de mama nu zici. Și-și făcea unul mila, ei, da, și cu tanti Lenuța, să o iau de șoldul ăla dislocat, să o apuc de batic așa ca pe Harley Davidson. Asta se întâmplă la țară, nu știu dacă la oraș era valabil. Eu am și crescut și am copilării la țară. Mai avem oameni care au crescut sau au copilării la țară, să aplaude sincer, ia. Ăștia se frate. Am copilării la țară. Toate vacanțele de vară erau superbe. Supraviețuitorii. Vaca. Supraviețuitorii mei. Ăștia care n-au aplaudat sunt de la oraș și mi-amintesc de voi. Deci când veneați voi vara și ne vizitați ca pe sălbatici, vă amintiți când veneau în vacanța de vară cu scârba așa în ei și erau, ia uite, dragă, ăștia mănâncă cleiul de pe copac. Dar aveam prieteni care veneau în vacanța de vară la țară și primele două săptămâni numai se lăudau cu ce au ei la oraș și n-avem noi la țară. Veneau, noi la oraș mâncăm Mac. Noi la țară mâncăm bătaie, vrei? Face bine la ten. Îți fac cu meniul zilei să nu vii de multe ori. Bă, orice să te enerveze că ești de la țară și că ești inferior, noi la oraș avem grădină zoologică cu animale sălbatice și noi avem, îi zice discoteca, ai încercat? Ia du-te, dă-te la femeia lui ăla, vezi cum te încaibără toată turma. Bă, orice prostie să te enervezi, noi la oraș vorbim la școală în engleză, numărăm în engleză, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mai du-te, dracule. Noi la țară vorbim cu animalele și ne înțeleg și era, nu te cred, ia fii atent aici, hai da, ia la loc, bă, era câinele așa, dansul lebedei pentru o bucată de pâine.